Bună, în clipul de astăzi vreau să vă prezint o comandă de la Ladies și am comandat următoarele lucrușoare. O pilă bloc pentru unghi, atât pentru finisare cât și pentru luciu. Văd că vine într-un altfel de ambalaj și îmi place mai mult. Ea este așa. Cu partea aceasta dăm luciul unghiuței, cu aceasta o finisăm. După care o cremă pentru ten de la Victoria Beauty, cu colagen Q10 și ulei de argan, în varianta de 50 de mililitri, ce îmi plac foarte mult la aceste cremuri de la Victoria Beauty, este că are această apăsare și numai ei crema un picuț. Miroase și foarte, foarte frumos. Este foarte igienic. Și își merită banii pentru că eu am mai avut una și mirosea demențial și nici nu m-a meritat pe ten. Un săpunel fabricat manual de la Victoria Beauty cu melon și glicerină de la Spa Therapy. Este prima oară când îl am și abia aștept să-l încerc, cu pepene fabricat manual și glicerină. După care am două mască anti-ri și anti-ciarcăne cu colagen. Sunt acești plasturi micuți care îi pun în zona ciarcănelor și da, într-adevăr, mă ajută foarte mult. Un săpun cu glicerină fabricat manual este acesta tip clasic. Este foarte bun. L-am mai avut de foarte multe ori și de fiecare dată voi continua să-l iau. Un parfumel Bellara. Este acel parfumel de 25 de mililitri. Miroase foarte frumos. Vine într-o cutiuță destul de drăguță și el este foarte micuț. Așa este. Îmi place foarte mult și aspectul și cutiuța și este o apă de parfum floral. Este foarte, foarte frumoasă, ia uitați. Și are și 25 de mililitri și îmi place foarte mult. O cremă multifuncțională pentru întreaga familie. Este acea cremă cu trandafir și ulei din struguri, în varianta de 100 de mililitri. Are și un sigiliu și miroase demențial. Exact ca și acea cremă de mâini și ca scrubul. Deci îmi place foarte mult mirosul. Este foarte bună că vreau să o țin în rucsăcel, în geantă. Este perfectă. Benzi pentru extragerea punctelor negre de pe frunte și de pe bărbie. Sunt 6. Ei vin așa, 2, 4, 6, și sunt chiar foarte buni. M-am mulțumit, mai am câțiva acum, dar am spus să iau, să am pe stoc, pentru că se termină foarte repede, pun undeva la 3 săptămâni, cam așa, 2-3 săptămâni. Un spray pentru bărbați de la Nike. Miroase foarte, 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 foarte frumos. Este în varianta de 200 de mililitri. Și credeți-mă, miroase demențial, îmi vine să mă dau eu cu dânsul. Miroase super. Un deodorant tot pentru bărbați de la Natural. Acest deodorant, da, conține aluminiu. Pentru cei care m-au întrebat, deodorantele acestea conțin aluminiu la 50 de mililitri. Și miroase și acesta destul, destul de frumos. Da, miroase chiar foarte frumos, au un parfumel, ceva de genul. Aici, ca să termin cu foșnetul, am acest burete pentru spate, pentru baie. Mă bucur că mi-a venit și mie în varianta aceasta roz, că mi-a plăcut foarte mult, am mai văzut și la altcineva și tot așa. Aici am acea vopsea semi-permanentă BB 04, nuanța pearl. Aici aia, nuanța perlată. Aici arată cam before after, ceva de genul ăsta.
deci înainte și după. În această vopsea semi-permanentă, ea conține prospectul acesta. Tubul are 100 de mililitri, m-am dat de foarte multe ori cu dânsul, nu cu această nuanță neapărat, ci cu altele. Și aici mai am mânușile. M-am dat de foarte multe ori cu el, își face destul de bine treaba, nu cade părul, nu afectează absolut deloc și din acest motiv îmi place foarte mult și acoperă firele albe, cel puțin la mine. Iar de la ei am primit cadou aceste seturi de clămițe, aceasta cu două clămițe și aceasta. Nu am eu ce să fac cu clămițele, cu siguranță le voi dărui mai departe cuiva. Și am primit vestita punguță de la ei, punguța de hârtie, un catalog vechi, numărul 1 și am aici catalogul numărul 2. În catalogul numărul 2, ca și noutăți, sunt aceste parfumuri. Sunt 10 parfumuri noi de care te vei îndrăgosti. Avem apă de parfum de damă de concentrație de 23% la 30 de mililitri. Și le avem Tandrum, Light, Sweat, Aroma, Amor și Extaz. Uh, 12 ore de persistență și avem și pentru bărbați două parfumuri, Star și Intens, tot la 30 de mililitri, tot cu 23% concentrație. Acestea sunt noutățile, restul sunt la fel, prețurile sunt la fel, cred. Mie așa mi s-a părut din câte am răsfoit eu catalogul, prețurile sunt la fel. Singurele noutăți sunt acele parfumuri noi și cam atât. Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru timpul acordat vizualizării clipului meu. Până data viitoare, multă, multă sănătate! Pe curând!